Iubiți miri, Moise și Daniela, stimați părinți, familii din care provin cei doi, mă bucur astăzi să fiu aici. Am venit cu oarecare reținere, pentru că aici avem de-a face cu familii de slujitori. Dar dacă l-ați acceptat în familia dumneavoastră pe fratele Traian, care e moț ca și mine, văd că m-a acceptat și pe mine. Dorim binecuvântarea celui de sus pentru noi toți cei de jos. Amin. Doresc să am un cuvânt, pornind de la versetul 14 al capitolului 3 din Coloseni, de unde s-a citit. Dar în presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Dragostea. O haină mereu nouă. Scriptura Sfântă, care are peste 1000 de pagini, poate pentru unii e stufoasă și se gândesc cum să reții atâtea și să împlinești toată această carte. Se poate explica, se poate cuprinde într-un singur cuvânt. Iubire. Spunea Domnul Iisus Hristos când a discutat cu cei din vremea sa, vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 36, când a fost întrebat, care este cea mai mare poruncă din lege? Și în Noul Testament e același adevăr. Iisus i-a răspuns, să iubești întâi pe Domnul Dumnezeul tău cu întreaga ființă. Și observați interesant ce scrie versetul 38. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei. Deci e cea din tâi că vizează relația cu Dumnezeu. Dar iubirea cu semenii nu e mai prejos decât doar în sensul că îi rezervăm lui Dumnezeu locul din tâi, dar dragostea trebuie să fie în aceeași natură. Să iubești, din nou, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și cine poate fi mai aproape de mine decât mireasa, nu? Și mai aproape de tine, sora Daniela, decât fratele Moise. Dea bunul Dumnezeu nimeni să nu fie vreodată mai aproape. Amin. Dragii mei, aș vrea să se gândească și cei ce sunt căsătoriți de mulți ani. De altfel, slujba de la nuntă este o reciclare. Și cei ce, vorba poetului, cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă, adică cei ce vor să se căsătorească. Să se gândească astăzi și fiecare să se analizeze pe sine ce capacitate de iubire are. Într-un ciclu de studii intitulat Cateheză pentru căsătorie, era o lecție sub acest titlu și m-a sunat un tânăr din Austria. Avea deja vreo 30 de ani și spune, frate, am ascultat întreg ciclu cu dorința de a fi pregătit să intru în viața de familie, dar când am ajuns la lecția a șasea, dragostea, o natură, o decizie, o relație, am hotărât să nu mă căsătoresc încă. Și am zis, dragul meu, dar cu ce te-am speriat? Lumea ta a explicat acolo, zice el, în 50 de minute de studiu biblic, că a te căsători înseamnă a te dărui celuilalt, și zice, când am auzit că sinonimul fundamental al cuvântului iubire nu-i dragoste, ci sacrificiu, ceva s-a încurcat în mintea mea. Eu am crezut că mă căsătoresc în avantajul meu. Și dumneata mi-a spus că trebuie să mă căsătoresc totalmente în favoarea celuilalt. Cum este? Cum e scris, nu? Să iubești. Poate uneori înțelegem mai bine din exemple decât din definiții, de aceea vă pun în dimineața aceasta în față trei familii din Scripturi ca să vedem cum se poate în viața de familie să-L iubim și pe Domnul și pe Doamna. Sau dumneavoastră ca și femei să iubiți pe Domnul Dumnezeu și pe cel de lângă dumneavoastră, care trebuie numit Domn și dacă are 99 de ani, nu? Așa este scris că Sara îl numea pe Avram Domnul ei. V-am vorbit cu termeni biblici.
se poate întâmpla să fie aici familii care s-au căsătorit din dragoste și au jurat iubire, devotament, profund, vise, planuri, dar care să nu aibă și un legământ cu Dumnezeu tot din iubire. Pentru că, conform Scripturii, sunt doar două legăminte care fac din părțile componente o singură unitate. Noi ne unim cu Domnul în Duh și cu partenerul de viață devenim un singur trup. Cei doi vor deveni una și noi cu Domnul de asemenea devenim una. De aceea vă spuneam, vă îndemn să vă cercetați care vă este relația cu Domnul și cu partenerul de viață în primul rând, chiar dacă de aici decurge și o relație care se extinde cuprinzând și familia și pe toți ceilalți oameni cu care ne întâlnim, tot ceea ce se cuprinde în cuvântul aproapele nostru. Mai întâi vreau să vă duc ca exemplu familia lui Ahab și a Izabelei. Spune Scriptura despre ei, vă citesc în Cartea 1 a Împăraților, capitolul 16, de la versetul 30, Ahab fiul lui Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului. Relația lui cu Domnul a fost una rea. Dar relația lui cu soția pare una bună. A făcut o regină în țara lui Israel, a adoptat religia ei și din episoadele trecute în Cartea Sfântă, înțelegem că și ea la rândul ei se purta destul de atentă cu Ahab. Ahab, așa ca bărbații firești, avea slăbiciunea să fie mânios mereu. Sunt cel puțin două referințe biblice, cum că a venit acasă supărat. Și nevasta aceasta, aparent o soție bună, nu putea să-și vadă trist bărbatul. Și vă citesc din Cartea 1 Împărați, capitolul 21, versetul 5, nevasta Izabela a venit la el și a zis: pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? Am spune, o nevastă de dorit, nu, când vii acasă, dacă te vede supărat, să te ajute. Ce-și dorea el? Avea un moft, a vrut să ia grădina cuiva și respectiv a spus, asta e moștenire, potrivit legii noastre nu se dă, și pe acest motiv s-a supărat. Și ce i-a spus Doamna, cei care cunoașteți Biblia? Și o problemă, tu ești rege, facem noi niște matrapalzâcuri și punem mâna pe avere și l-a omorât pe proprietar cu pe copii cu tot ca să n-aibă moștenitori. A intrat în fondul statului și de aici împăratul și-a revendicat-o. Aș putea spune că această familie s-a înțeles bine. Este scris tot aici că el a participat la o adunare prezidată de profetul Ilie, când s-a întors acasă, totul i-a dat raport Doamnei, tot ce s-a întâmplat. Ba mai mult, aș spune tot ceva pozitiv, se înțelegeau bine cu cuscri. I-au invitat, vă citesc din a doua carte a Cronicilor, capitolul 18, versetul 2, după câțiva ani s-a pocorât Iosafat la Ahab în Samaria. Ahab bătea pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să suie la Ramot din Galat. Evidențe bune, nu? Interesant. Un om nervos și cu o doamnă foarte cochetă. Și la bătrânețe, când a rămas văduvă, dacă știa că are musafir, mai cu seamă, s-a aranjat și a ieșit la fereastră. Dacă trăia acum, sigur era pe Facebook și la 70 de ani, sărmană. Numai că această familie n-a avut nimic de a face cu Domnul și cu oamenii lui Dumnezeu. Ahab se înțelegea bine cu Doamna, cel puțin în ceea ce am citit, dar nu suporta oamenii lui Dumnezeu. Când s-a întâlnit cu Ilie, un proroc al Domnului, i-a spus, vă citesc din 1 Împărați 18, versetul 17, tu ești acela care norocești pe Israel. 1 Împărați, capitolul 21, versetul 20, m-ai găsit, vrăjmașule. De ce Ilie era vrăjmașul lui Ahab? Așa interpreta el?
Dar nu era Ilie singurul proroc pe care nu-l suporta. Despre Mica i-a zis, nu-mi prorocește, numai rău. Dar ce viitor bun să-i prezici la un asemenea împărat? Dragii mei, dacă, repet, este aici vreo familie care îi spun, noi ne înțelegem bine și fără să mergem la biserică, fără să fim oameni vlavioși, dovada este că ceva nu e în regulă, că astfel de familiști se înțeleg bine numai, după cum spunea Domnul, ca păcătoșii. Ei iubesc numai pe cei ce iubesc. Cum să nu fie bună Doamna cu el, că așa cum vă spuneam și el a făcut o regină? Cum să nu fie bun cu Cuscru și să-i pregătească o masă, că și Cuscru trebuia să-l ajute la război? Dar în viața de familie, astfel de parteneriate, nu sunt recomandate de Scriptură. Și adesea întâlnim oameni care spun, dacă ai nevastă bună, cu mine n-are treabă. Dar de cumva ia în loc de o vorbă bună, de o vorbă aspră, apoi să te aștepți la replici. Se spune că într-o familie era plecat soția cu mașină, n-au avut decât un singur automobil, el a sunat-o să vină repede și ea grăbită m-a închis ușa la mașină sau au rămas cheile înăuntru, el iese, se învârte pe lângă mașină, vrea să plece și așa mânios ca Ahab, și nu știu cum te-a făcut Dumnezeu așa frumoasă și așa proastă. Și ea i-a dat replică. Zice, m-a făcut așa frumoasă să mă pot iubi și așa proastă să te pot iubi și eu. Mă întreb, care din aceștia doi erau pocăiți? Nici unul. Trec la altă familie, că în vizită la Ahab nu-i deloc o mare plăcere. Cartea 1 Samuel, capitolele 1 și 2, ne prezintă o altă familie. Și ce este interesant, și în familia aceasta au apărut mâhniri, probleme. Trăim pe pământ, în condiții imperfecte. Dar ce este interesant aici, nu doar că cei doi se înțelegeau bine, de data aceasta a fost femeia tristă, că așa se întâmplă. Cineva necăjește ori pe bărbat, ori pe nevastă. Și scrie în 1 Samuel 1 cu 8, bărbatul îi zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Eu știu că ești necăjită că n-ai copii, dar eu nu ți imput asta și satisfacție mai mult decât ți-ar da câți copii ți-ai dorit tu? Eu vreau să-ți ofer eu. Dar numai că în viața de familie nu-i destulă iubirea partenerului. Trebuie să fie și o iubire în parteneriat cu Domnul. Numai o asemenea haină este mereu nouă și chiar poate fi purtată pentru eternitate. Vreau să vă prezint un alt dialog din familia aceasta, scrie aici în versetul 22, când a venit rândul la o nouă sărbătoare să meargă, ei erau nelipsiți de la casa Domnului, femeia a spus, eu rămân ca să înțer copilul și îmi place raportul dintre ea și soț, vers 23, fă ce vei crede, numai Domnul să-și împlinească cuvântul. În această familie Domnul era implicat în toate activitățile, în toate domeniile vieții. Și să nu creadă o familie, eu aș fi credincios, noi am avea pace, ne-am iubit, dacă n-ar fi soacra, dacă n-ar fi cumnata, dacă n-ar fi vecina, ăștia n-ar fost fără probleme. Ana avea pe Penina care o înțepa și acasă și la adunare. Și încă la adunare mai fost și un slujitor bătrân care nu mai vedea bine și își pierduse și viziunea spirituală. Ai fi zis, dacă erai în locul Anei, că îți venea să pleci de acasă și să nu te mai duci la adunare. Dar nici vorbă la familia aceasta. Ei au înțeles când n-au avut copii că Domnul i-a făcut fără copii. Când Dumnezeu le-a dat mai mulți copii, au înțeles că Domnul le-a dat copii, cum scrie în 2 cu 21, când a cercetat Domnul pe Ana, i-a rămas însărcinată. Când a văzut stările din adunare, nevoile de la ea de acasă, în toate l-a pus pe Domnul. Mă bucur că cei doi, încât îi cunosc, îl cunosc și ei pe Domnul. Pentru că, dragii mei, dacă vreți ca în familiile dumneavoastră să fie cu adevărat fericire,
așa cum se predica până aici, implicați-L totalmente pe Dumnezeu. Dacă vreți să vă rezolvați numai problemele de acasă, m-a sunat într-o zi o soră dintr-o țară din Europa și spune: sunt trist, suntem într-o fază premergătoare divorțului, dar ce dorințe am avut, ce vise! Și prima mea întrebare: la care adunare umblați? Mă zice: nu m-am umblat la adunare. Și zic: dar de ce ați fost atât de naivi să credeți că fericirea voastră se poate duce în mod independent de Dumnezeu? Nu aveți nicio șansă. Când femeia aceasta a avut o dorință la casa ei, nu și-a separat năzuința familială de nevoile casei lui Dumnezeu și a zis: Doamne, tot mi-aș dori un copil, dar băiat aș vrea data asta. Dar Doamne, de ce? Să-l întreb: Doamne, de ce vrei băiat? Apoi: am o surpriză, vreau să-i fac la Dumnezeu. Dacă îmi dă unul, îl dau lui. Că am văzut că eu am nevoie acasă, dar am văzut că și el are nevoie de unul la adunare. Și uite așa, când vrei să rezolvi nevoile Domnului, nu numai ale tale, vor fi rezolvate și problemele tale. Dumnezeu i-a dat un copil, i-a s-a ținut de promisiune, l-a dat Domnului și Dumnezeu câți a mai dat după aceea? 5 a mai dat. Să aibă și băieți și fete. Ana și cu Elcana au mers la adunare și până n-a fost așa de bine acolo. Dar vă rog să vă gândiți cu ce drag au mers apoi când știau că acolo e copilul lor în slujbă. Cum îi luau și pe ceilalți 5. Hai să mergeți să întâlniți pe fratele vostru. Dar unde-i? L-am dat Domnului. Mamă, dar ce entuziasm ai avut în ziua când l-ai închinat Domnului? Eram tare necăjită și am plâns. Dar apoi a avut ocazia să înalțe numele Domnului într-o rugăciune și să se bucure. Dragii mei, ce credeți, Izabela putea să cânte ca Ana? Nu cred. Dar femeia aceasta, pentru că a știut cum să se raporteze la viața de familie, să se țină legată de soț și legată de Domnul și de Casa Sfântă, de aceea rețineți un sfat practic: niciodată să nu încercați să fiți fericiți la casa voastră fără a fi legați de casa Domnului. Aici este adevărata fericire. Când casa Domnului și casa noastră, cum avem o cântare care spune: casa mea și cerul lui, dar ce avem? E una. Păstrați, duceți această tradiție, să spun, a familiei, de a fi copii implicați și de a fi slujitori ai Domnului. De aici ne vine nouă fericire. Nu că nu sunt necazuri, dar trecem peste acestea. Că te necăjește cineva, nicio problemă. Te îmbraci cu dragostea și nu mai ți-e fric. Dumnezeu să vă ajute, amin? Amin. Și o a treia familie pe care vreau să vă aduc în față, poate că aici este situația mai ciudată. Am dat ca exemplu familia lui Ahab și a Izabelei, o familie care n-avea nimic de a face cu Dumnezeu. Știți ce viitor au avut? Nimeni din casa lor n-a supraviețuit mai mult de o generație. A fost blestemat de Dumnezeu să fie măturat cu mătura nimicirii ca și casa lui Roboam. Ana și Elcana au avut viitor. Nu știu cât a mai trăit părinții aceștia. Dar când își vedeau pe fiul lor judecător în țară, chiar dacă nepoții nu au fost buni de judecători, au fost buni de leviți, de slujitori ai templului în continuare, ce viitor frumos! Și a treia familie care vă dau este a lui Solomon, spune Scriptura în Împărați, capitolul 3, versetul 3, Solomon iubea pe Domnul. Foarte bine! Numai că s-a căsătorit și căsătoria e din dragoste, nu? 11:1, Solomon a iubit multe femei străine și cu vremea s-a îndepărtat de casa Domnului, că Doamnele, el a avut multe, har Domnului că noi avem numai una. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. Suntem puși uneori între două iubiri, a Domnului și a Doamnei, că dacă și Doamna e dată Domnului, e tare simplu, că merge toți în aceeași direcție, nu? Și ne ajutăm.
Dar pot să fie în viață situații critice și a spus Domnul Iisus, cine iubește pe, și vorba de cei dragi, mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Aici uneori se frânge inima noastră și familia trăiește o stare mai critică. Solomon a construit templul Domnului, cum bine știți, dar apoi mai la bătrânețe l-au pus doamnele lui să le facă și lor temple. Eu cred că mai la bătrânețe, pentru că ani de zile a rezistat, cred că le-a luat și cu înțelepciune, așa cum spunem noi, cu povești, să le convingă, să accepte, dar degeaba l-au torpilat. Că în viața de familie sunt pârghii, știți? Și a cedat. Și Solomon își descrie stările sufletești în cartea Eclesiastul. Și dacă le întreba Solomon, ce ai realizat la nivel de familie? Tot ce mi-am dorit. Nu lipsește nimic. În afară de, și scrie în finalul capitolului 2 din cartea Eclesiastul, ce lipsea. Și asta vreau să vă întreb, dacă sunteți astfel de familie aici, poate vă gândiți unii, dacă am fi avut noi să avem o casă mai mare, dacă am fi reușit să avem niște câștiguri mai importante, să avem o poziție socială mai bună, poate eram fericiți. Nu mai visați în felul acesta. Solomon le-a avut pe toate, absolut pe toate, era deștept, avere nenumărat. Și spune el Eclesiastul 2:17, am urât viața că nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Dar de ce, Solomon? N-ai asta, n-ai cealaltă? Nu, le am, prea le am. De ce-i bai? Versetul 25. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Poate doamnele astea că le-au făcut palate, i-au pregătit câte un ospăț, se mai obișnuia în istoria biblică, doamna împărăteasă să facă câte un ospăț, să cheme pe regi. Și Solomon poate vrea să spună și el o rugăciune înainte de masă. Și astea spuneau, iară cu astea! Și lua la Solomon pofta de mâncare și spunea, n-are niciun gust. Poate în asemenea moment eu scris versetele din Proverbe când au zis mai bine mâncam pâine uscată, numai să mă fi înțeles cu ea. Și spune în versetul următor, căci El, Dumnezeu, și asta vă rog să raportați la viața de familie, dă omului plăcut lui. Auzi, nu doar despre o femeie se spui îmi place și o iau că îmi place, atenție băieți, fanfariști, asta a spus bietul Samson, îmi place, dar ei îi place de Domnul. Să nu fie numai un like așa pe orizontală, să fie un like și pe verticală, măi băieți. Că altfel ne duce apă. Căci El dă un plăcut lui știință, înțelepciune și bucurie. Dar celui păcătos îi dă grija să strângă, să adune și aceasta e deșertăciune și goană după vânt. Apoi, dragii mei, dacă te-ai însurat, imaginați-vă că fugiți pe câmp și mă întreabă cineva, ce faceți? Prinde-mi vântul, un pumn. Da? Asta înseamnă o viață în care doi vor să fie fericiți fără Dumnezeu. Nu aș îndrăzni să vă compar cu Ahab și Izabela, Doamne ferește, ăștia o fi prin altă parte la ora asta, nu-s la biserică. Dar mă tem ca uneori să nu fiți comparabil cu Solomon. Și să credeți că se poate. Nu se poate. Dacă vrea cineva să fie fericit, să-L iubească întâi pe Domnul și apoi pe Doamna. Dacă vrei în casa ta să fie bine, verifică-te pe ambele dimensiuni ale iubirii. Și am încercat să găsesc un exemplu teoretic vorbind de cineva care să-L fi iubit numai pe Domnul și nu pe Doamna. Păi și n-am găsit. Și mi-am amintit că e drept ce spune Ioan, că nici măcar nu te poți lăuda spunând a, eu stau bine cu Domnul, numai cu Doamna nu stau bine. Asta e utopie. Nu te crede nici Dumnezeu. Că scrie în Biblie 1 Corinteni 8:3 că dacă iubește cineva pe Dumnezeu, e cunoscut de Dumnezeu. Deci dacă sunt și astfel de cazuri care se spună cineva, cum am auzit unul, îi plăcea să meargă misiune, dar cu soția avea un comportament neplăcut, își pregătea hăinuțile și când era lângă ușă îi spunea, vezi că plec, vin pe atunci. Și ea spunea, nu te du. Eu cu Dumnezeu, tu cu diavolul. Nu există asta, e poveste. Adevărul este să fii și cu Dumnezeu și cu partenerul de viață. Fără Dumnezeu, nu-i fericire. S-a dus un misionar undeva într-o zonă, nu era cunoscut electricitatea
și a făcut cu un generator lumină electrică, că avea acolo un bec și se uite un african la el acolo dintr-un trip și spune, băi, dar interesant, măi, cum vede becul ăsta. Și se duce la misionar, că locuia vecin cu casa misionar și spune, auzi, nu-mi dai mie și sârma aia și cu globul ăla? Ăsta îl scoate din priză și îi dă numai cablu și becul, pune la el, bagă în pereții colibri, îl bagă în tavan, ce nu vede, măi. Dar la tine de ce-o văzut? Dragii mei, dacă vreți lumină și fericire, conectați-vă la sursa cerească. Altfel poți să ai tu veioze, candelabre, poveste, ți se stâng în câteva luni sau în câțiva ani. Da? Iar pe partea cealaltă, repet, nimeni să nu spună, eu vreau să mă mântuiesc, vreau să fiu bine, dar ceilalți? Un soț, și real ce vă spun, avea o soție necredincioasă care îl bătea, mai rar se întâmplă să bată femeia cu bărbat. Și a zis, Doamne, scapă-mă de chinul ăsta. Și a postit 7 zile, nu s-a întâmplat nimic, și a postit 14 zile. Și ea s-a îmbolnăvit în spital și s-a gândit el, acum mă scutură Dumnezeu de ea. Dar când s-a dus și a vizitat-o și a amintit că au cheiat împreună legământ și a zis, băi, mor, n-am fost eu bună cu tine, dar am făcut curat, mâncare ți-am făcut. S-a dus acasă și acum au postit 3 săptămâni să o vindice Domnul. Și acum nu m-am înțeles cum funcționează dragostea. Să-L iubesc pe Domnul, dar să o iubesc și pe ea așa cum este. Dumnezeu să vă ajute. Și închei, amen, amintindu-vă că dragostea este o haină veșnic nouă. Dragii noștri, cât vom trăi aici pe pământ? Cineva la un nunt a întrebat pe Mir, câtă vreme veți să vă iubiți? Și eu zis Mirle, 150 de ani. Al puțin, alții s-au iubit 900 de ani. Nu știu când o fi murit Eva, dar Adam ar fi avut căsnicie mai lungă, că a fost direct băiat mare când l-a făcut Domnul. Dar asta tot trece. Dar dragostea nu pierde niciodată. Dacă sunt aici soții care spun de pe mine, bărbatul nu m-a iubit, iubește-l pe Domnul că te așteaptă o nuntă în cer. Stimați frați, poate Doamna n-a fost recunoscătoare. Joacă tu rolul de Doamnă pentru nunta cerească. Dacă numai pentru viața asta avem vise, apoi dați-mi voie să vă spun că sunteți niște moșnești nefericiți. Dar dacă avem adevărata iubire care e pentru Dumnezeu și pentru partener, atunci noi ne pregătim de 2 nunți. Și chiar dacă aici am avut și înfrângeri, că suntem imperfecți, cum se spunea, noi ne pregătim pentru o viață fericită cu Dumnezeu. Eu cu soția mea am dat întâlnire, că mă cheamă Iosif, la poarta lui Iosif în cer. Păi fixați-vă și voi un loc de unde să înceapă veșnicia. Ieri am fost la o nuntă la Viena și m-am grăbit să ajung la ei și mi-au fost foarte nosti miri. Cred că se înțeleseseră că au răspuns la fel. L-am întrebat, am întrebat pe Mire, până când? Și a zis, aici pe pământ și în cer. Și ea s-a spus când o fă rândul ei, și în cer. Și am zâmbit cu bucurie. Să dea bună Dumnezeu că dragostea-i haină care se poartă pe pământ și se poartă și în cer. Niciodată nu ți-e fric cu ea. De oricine te poți apropia și o poți purta cu cinste în zile frumoase și în zile de încercare. Dumnezeu să ne îmbrace și noi să o purtăm cu drag. Amin. Amin.